Da, continuă ediția specială B1 TV. România se află în a cincea săptămână consecutivă de creștere a numărului de cazuri noi de coronavirus, după ce în intervalul precedent de 5 săptămâni consecutive înregistrase numai scăderi. Pe măsură ce numărul de infectări crește, numărul celor internați în spital sau izolați la domiciliu scade. Peste 500 de infectați au decis să plece din spital într-o singură zi. Ce nu au reușit indolența, lipsa de igienă, mizeria, sărăcia în România, a reușit Curtea Constituțională, care spune că e interesată doar de aspectul de constituționalitate, de nimic altceva, cum ar fi împiedicarea răspândirii unei boli într-o țară cu un sistem sanitar precar. Se caută acum legea salvatoare. Proiectul a fost adoptat în guvern, dar Parlamentul nu dă pentru moment semne că s-ar grăbi cu adoptarea. La ce retorică am văzut în ultimele săptămâni din partea majorității PSD-iste, probabil că subiectul va fi folosit din nou ca armă politică. Se va vorbi despre drepturi și libertăți încălcate, despre umflarea cifrelor de către guvern și așa mai departe. Nu sunt singurele șicane pe care și le fac politicienii zilele astea. Discutăm despre ele. Robert Sighiartău, secretar general al PNL, deputat, bună seara. Bună seara. Dan Bucura, jurnalist.ro. Vorbim imediat și cu un reprezentant al PSD. Să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat în Parlament astăzi. A fost scandal încă de la începutul săptămânii. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat pe premier în plenul Parlamentului că a fost interesat doar de bani și a reprezentat doar interesele, citez, marelui stomac liberal, pe care l-a hrănit cu sute de milioane de euro prin contracte fără licitație. Orban se apără și spune că subiectul nu are legătură cu activitatea sa de șef al guvernului, subiectul fiind Unifarm și ancheta penală de acolo, și că se încearcă crearea unei legături inexistente între el și cercetarea unei instituții a statului. Îmi pare că în loc să ne concentrăm pe adevăratele priorități, PSD caută să arunce în spatele meu, într-un mod insidios, să facă legături fără niciun fel de fundament între mine ca premier și activitatea unei societăți a statului, despre care este adevărat că există o anchetă în curs și mă bucur că există o anchetă în curs și asta e cea mai bună dovadă a faptului că instituțiile din domeniul justiției își fac datoria și că este bine ca orice suspiciune de corupție să fie cercetată, să fie studiată și justiția să pedepsească pe oricine a săvârșit infracțiuni de corupție. De 4 luni, vă spunem clar și respicat, guvernați, nu mai furați. Pentru dumneavoastră personal nu au existat reguli și lege. Ați ținut românii închiși în case și ați distrus economia în timp ce șmecherii Partidului Național Liberal s-au îmbogățit pe 3 generații. Domnule Orban, trebuia să fiți apărătorul sănătății românilor, dar ați fost interesat doar de bani. Ați reprezentat doar interesele marelui stomac liberal, pe care l-ați hrănit cu sute de milioane de euro prin contracte fără licitație în disprețul legii și a bunului simț. Da, asta s-a întâmplat azi la Parlament, la începutul unei săptămâni în care ne-am fi așteptat mai degrabă să se dezbată pe repede înainte, pe urgent înainte, ca să zicem așa, legea privind carantinarea și izolarea, că e nevoie de ea, dar o să vorbim despre asta imediat. Robert Sighiartău, cum a sunat episodul de azi? A sunat a gol, în sensul că mă bucur că se aduce în discuție mai ales ceea ce s-a întâmplat la Unifarm și ceea ce s-a întâmplat în special legat de măști. Florin Roman, colegul meu și inclusiv premierul Ludovic Orban, a dat astăzi, au dat câteva dovezi legate de achizițiile pe care președinți de Consilii Județene PSD, primar PSD și alți directori de spitale le-au făcut. Vreau să vă spun că tot ceea ce s-a întâmplat la Unifarm se datorează PSD-ului. Și o să vă dau două motive, două argumente. 1. PSD-ul a lăsat
stocuri zero legat, și aici în special legat de măști. Știți foarte bine că legislația impune ca în vremuri sau pentru vremuri de criză să ai anumite stocuri legate de dezinfectanți, legate de măști și așa mai departe. Ei bine, ei au lăsat stocuri zero. În momentul în care ai stoc zero și apare o criză, știți ce se întâmplă? Apar speculanți. Ai nevoie de marfă repede și trebuie să procuri marfă. Vin cei cu specula, samsarii speculanții care vor să vândă la suprapreț. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat în primul rând din cauza PSD-ului. Al doilea argument este că acel domn care a fost numit la Unifar a fost numit chiar de Victor Ponta. Și aici trebuie să spunem foarte clar. Noi am intrat la guvernare cu 21% în Parlament. Noi nu avem majoritate. Avem o grămadă de cazuri de PSD-iști care au fost dați afară și în momentul 2 au câștigat în instanță sau li s-a suspendat. Adică ăsta ar fi motivul pentru care domnul ăsta Ionel de la Unifarm n-a fost inclusiv acest pus motiv pe liber, inclusiv deși ziceți motiv că aveți suspiciuni în ceea ce îl privește. Normal că avem suspiciuni pentru că se văd și da, în presă. Tău că PNL a girat această conducere, sau guvernul PNL această conducere până n-a mai girat-o, până nu i-a mai convenit. Asta încearcă să inducă PSD-ul. Noi am venit la putere, această criză legată de coronavirus și de criza sanitară a apărut între timp. Nimeni nu se aștepta. Este cea mai gravă criză de 100 de ani. N-am mai trecut prin asta, numai în 1918, când a fost acea gripă spaniolă. Ei bine, în acel moment, director la Unifarm se afla un domn. Nu poți să schimbi în plină criză, când ai de achiziționat medicamente și ați alte lucruri. Ați schimbat un ministru al sănătății în plină da, criză. Numai că imaginați-vă că și în ziua de astăzi există directorași, directori ajunți, oameni în consilii de administrație, șefi de servicii în instituții, în ministere, care sunt PSD și chiar politruși și sabotează lucrurile. Am încercat să facem reorganizări la ministere. Nu s-a putut. Instanța a suspendat decizia respectivă. Deci noi am preluat un om în plină criză, director la Unifarm, care, din câte se vede, pentru că nu avem o sentință definitivă, s-a ocupat cu lucruri mizerabile. Mm-hmm. Ei bine, noi nu girăm așa ceva. Da. El va răspunde în fața legii dacă a făcut acest lucru. Însă v-am dat două argumente pentru care PSD-ul este de vină. Pentru că dacă noi aveam în acel moment măști și dezinfectanți, lucrurile ar fi arătat altcumva. Pentru că ați văzut, nu vă supărați, în România, în momentul ăla, mai ales samsarii, toți vindeau măști. Inclusiv colegii au primit telefon și au zis, domnule, nu, uite, vând măști. Toți se ocupau de vânzări de măști. Inclusiv firma aia de cafele. Da, din, de cafele, da, exact. Și atunci au apărut speculanții. Bun, normal acum că știți cum e, domnule Sighiateu, intrăm într-un fel de spirală a acuzațiilor. Tot ce se întâmplă e din cauza PSD. La fel cum PSD zice în Parlament și am văzut mai devreme, prin vocea domnului Ciolacu, tot ce se întâmplă e ca să se umfle stomacul liberal. Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara și vă mulțumesc, domnule Buzatu. De ce ar fi mai important ce cred sau ce declară politic în Parlament niște membri de partid decât o anchetă penală care n-a ajuns încă la final și nu s-a ajuns la o sentință în cazul domnului Adrian Ionel de la Unifarm? De ce trebuie să-l credem pe domnul Ciolacu, de exemplu? Bună seara! Eu nu zic să-l credeți pe domnul Ciolacu sau pe oricare alt domn care dă declarații, fie de la tribuna Parlamentului, fie în fața unui microfon sau unei camere de luat vedere. Să-l credeți pe domnul acela care vorbește, care știe că PSD-ul e de vină de tot, că nu i-a lăsat stocuri, probabil să aibă ce fura ei, că nu văd altceva. Eu nu sunt obișnuit cu o asemenea manieră interpretativă, dar ascultând un asemenea individ, îți vine să te apuci cu mâinile de cap. Când a venit, dar l-a forțat cineva să vină cu 21%, n-au insistat pe toate căile posibile în frunte cu președintele Iohannis să preia puterea, acum ne plângem și e PSD-ul. Dar i-ați ajutat și dumneavoastră cei de la PSD. PSD-ul a gestionat așa cum a gestionat-o și nu a întâmpinat asemenea probleme. Dar nu i-ați ajutat și dumneavoastră să rămână și să ajungă și să rămână la putere? Că eu mi-amintesc că nu i-ați ajutat și dumneavoastră cei de la PSD să ajungă la putere și să și rămână acolo? Că vă amintiți la începutul pandemiei, confirmați guvernul Orban în Parlament. Eu am spus în mai multe rânduri
și m-am pronunțat deschis împotriva susținerii guvernului Orban. Sigur, conducerea partidului a avut o altă opinie. Dar vă amintiți că președintele Iohannis s-a repetat în nenumărate rânduri că nu acceptă nicio altă variantă de prim-ministru, chiar în condițiile în care s-ar constitui o majoritate parlamentară, fie negociată, fie ad hoc. Ori lucrurile acestea nu pot fi foarte ușor trecute cu vederea și eu cred că mai bine ar fi, decât să tot arunce vina pe PSD, mai bine ar fi să-și asume guvernarea, să încerce să rezolve probleme, pentru că s-au angajat la acest lucru și cred că ai o responsabilitate dacă faci așa ceva, să încerci să rezolvi lucrurile acestea demonstrând că ai capacitate. După ce s-au prezentat în fața oamenilor fără niciun fel de program, doar cu înjurături, cu acuze și cu tot felul de lucruri, unde sunt toate chestiunile acelea furate de PSD pe care le-au clamat 3 ani? Că văd că nu le-au găsit nici acum. Partidul Social Democrat, așa cum a guvernat Partidul Social Democrat, a reușit să asigure salarii, a reușit să mențină o rată scăzută a șomajului, ori în momentul acesta rata șomajului a explodat, activitatea economică este blocată în totalitate sub guvernarea înțeleaptă a domnului care este astăzi prim-ministru și distinși reprezentanți, presupun că al PNL-ului era domnul care vorbea un pic mai înainte. Domnul Sighiar, Robert Sighiar, e aici în platou cu noi. Da. Că tot timpul va fi vinovat PSD-ul. E super lucrul acesta. Păi, domnul Buzatu, mie mi-ar fi, sincer să vă spun, mie mi-ar fi rușine să vorbesc în locul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră conduceți un județ, cu cel mai mic PIB din România. Diferența dintre administrațiile liberale, diferența dintre Partidul Național Liberal, v-am lăsat, să vorbiți. Dumneavoastră conduceți județul cu cel mai mic PIB. Să tot aruncați vina pe alții. Diferența dintre PNL și PSD este exact diferența dintre județul Cluj și județul Vaslui. Este exact diferența dintre județul Alba și județul Vaslui. Dumneavoastră țineți oameni în sărăcie. Acolo avem cel mai mic salariu din România, acolo oamenii n-au infrastructură și diferența dintre noi și dumneavoastră sunt exact faptele, domnul Buzatu. Nu ceea ce ați făcut dumneavoastră în județul Vaslui. Diferența dintre dumneavoastră și Partidului Național Liberal. Cum e prin telefon? Asta este diferența. Programul nostru de guvernare îl regăsiți la Cluj, în Alba, îl regăsiți în județele conduse de administratori liberali care au crescut calitatea vieții, au crescut salariile oamenilor prin investiții publice. Nu prin el clientelare. Asta este diferența dintre PSD și PNL. Dumneavoastră n-ați făcut nimic decât să țineți o clientelă în județul Vaslui și să nu faceți nimic pentru oamenii aceia. Și sper ca la alegerile din 27 septembrie să luați o mamă de bătaie, să lăsați un liberal competent să administreze județul ăla, să ajungă oamenii să câștige așa cât câștigă acum în județul care liberalitatea nostru și în alte județe. Mi-ar fi rușine. Eu mi-aș fi dat demisia în locul dumneavoastră. De atâția ani conduceți că nu cunoașteți nici realitățile pentru oameni. Și vorbiți fără să vă interesați măcar o singură dată. M-am interesat și știu ce se întâmplă în Vaslui. Nu știți nimic. Asta este diferența. Hai să ne întoarcem în Parlamentul României, vă rog. Eu nu pretind că știu ce se întâmplă în circunscripția din care sunteți dumneavoastră, dar dumneavoastră nu știți nimic și pretindeți... Domnul Buzatu, mai ieșiți un pic din Vaslui și uitați-vă ce se întâmplă în țară. Că dumneavoastră ați ținut județul ăla în sub dezvoltare. Asta e diferența. În viața politică și vă rog eu să terminați cu minciunile acestea. Nu sunt minciuni, sunt fapte, minciuni. Sunt realități, sunt cifre. Ce uitați-vă fapte? Cum arată județul Vaslui. Ce fapte? Uitați-vă. În loc să veniți să cereți miniștrilor de la București și ducă o idee până la toată ministrii, ați venit la București să vă puneți oamenii și copiii în funcție. Astea au fost problemele voastre. Nu să le rezolvați la Vaslui problemele lor și să le creșteți salariile. Economia a fost
creștere pe tot a fost în creștere ca să primească copiii dumneavoastră și oamenii dumneavoastră. Șomajul acum este scăzut. Banii, în loc să meargă investiții în vasuri, au mers în salarii grase la oameni de aici. Angajaților a crescut. Nu vă dați seama că sunteți repetenți la toate capitolele. Da, repetenți sunteți dumneavoastră. În afară de demagogie, la capitolul demagogie, sunteți premianți. Domnule Buzatu, se putea altfel, fără închiderea anumitor sectoare în această perioadă? Dumneavoastră tot vorbiți de creșterea șomerilor. Închideți, de ce să nu închide tot, stimate domn? Păi eu vă întreb, dacă erați la guvernare, acționați altfel în perioada asta? Nu, dacă eram la guvernare. Dacă în istorie nu are nicio valoare. Acum sunt dumnealor la guvernare. Întrebați-i pe dumnealor de ce. Nu, vă întrebam pentru că ați spus că a crescut în ultimele luni numărul șomerilor. Probabil că vă referiți la cei trimiși în șomaj tehnic din cauza crizei de sănătate publică. Nu mai aceea trimis. Nu. Păi nenumăratele societăți care au concediat oamenii, nu că i-au trimis în șomaj tehnic. Nenumăratele persoane care au venit din străinătate și care în momentul ăsta nu-și găsesc de lucru în economia românească. Haideți să fim serioși! Dezinformați, domnul Buzatu. Bun, domnilor, din păcate, mai sunt încă activități economice care din cauza coronavirusului sunt închise, iar acei oameni stau pe șomaj tehnic și primesc din partea statului bani. Pe lângă acest amănunt, vreau să vă spun că toți oamenii care s-au întors la muncă beneficiază de 41,5% din partea statului, tocmai pentru a-i reîncadra în câmpul muncii. Și pentru ca firmele să nu dea afară, deci sunt bani care s-au plătit. Să știți că în Italia nici în ziua de astăzi n-au venit banii pe șomajul tehnic. Nu cumva dintr-un deficit crescut? Ani de zile ați răcnit împotriva deficitului care nu depășea 3%, amenințând că e o mare nenorocire, că ne părăsc la Uniunea Europeană. Acum deficitul a urcat peste orice limită și dumneavoastră ne explicați că e foarte productivă o economie care nu produce, trăiește doar din împrumuturi. Numai puțin să-i explic diferența. Știți care e problema? Deficitul ăla de 50 de miliarde. Deschideți cartea, stimate domn. Deficitul de 50 de miliarde pe care dumneavoastră l-ați lăsat pentru a vă plăti salariile nepoților și prietenilor și copiilor pe care ați angajat în funcții publice. N-am eu atâta nepoți, dar dumneavoastră aveți fost. Mulți acolici. Asta e diferența. Hai să ne oprim cu discuta dintre dumneavoastră câteva clipe. O evaluare a acestui tablou. O evaluare a acestui tablou și a discuției care se învârte în jurul acestei povești legate de pandemie, cu toate aspectele ei, când e vorba de achiziții, când e vorba de uniform, când e vorba, o să vorbim imediat, de legea care nu mai vine, care se ține bolnavii unde trebuie. Și domnul Orban guvernează, excelent. Domnul Buzatu, bună seara. Am tăcut inteligent cât v-ați certa cu domnul Sigartău, cu voia dumneavoastră. Trebuie să spun niște dacă mă lăsați să spun și eu 4-5 fraze, v-aș rămâne datorat. Mare plăcere, dar nu știu cine sunteți. Dan Bucura mă numesc. Cu plăcere, domnule Bucură. Vă mulțumesc. Acum, deci, eu văd în felul următor, de pe margine, ne fiind implicat nici de o parte, nici de alta baricade. Eu văd în felul următor că de discuțiile astea, care chiar țin până la urmă firea să fie de viața și de siguranța și de sănătatea acestei populații, ne lovim tot timpul discutând și punându-le într-o cheie, hai să nu-i spun neapărat electorală, deși ne bat și niște alegeri la ușe, că e un an electoral, dacă chiar o fi, să ne ajute Dumnezeu să ajungem până la acele exerciții electorale, și mai puțin în chestiuni practice și corecte de sănătate publică și până la urmă și de furt. Că și aici e adevărat. Uite, eu m-aș întoarce la subiectul, dacă tot n-am apucat, la subiectul discuției din Parlament. Cu noi ce știm până în momentul de față? Pe surse, DNA-ul a găsit niște furăciuni pe spatele pandemiei astea. Noi mai știm tot pe surse că vinovat de povestea asta este un poate individ. Că sunt doar niște acuzații. Deocamdată n-am auzit că ați fost dovedite. Păi nu sunt, domnul Buzatu, lăsați-mă că asta vreau și eu să spun. N-am zis că-s dovedite. Eu spun tocmai că nu sunt, dacă mă ascultați încă două fraze, ați fi înțeles și unde vreau să ajung. De asta vă întrebam și eu mai devreme, de ce ar trebui să-i credem pe politicieni care au tras deja o concluzie și au dat o sentință. Domnii de la Liberal spun alta. Eu, ca român neimplicat în povestea asta, am așa pe surse. Pe lângă că, din punct de vedere jurnalistic... Sunteți implicat, domnul Bucura. Știm. Sunteți implicat masiv, lăsați. În ce să implicăm masiv, domnul Buzatu? Să ne cunoaștem, să fim responsabili, să fim serioși. Poftim?
recunoaștem, trebuie să fim responsabili, trebuie să fim serioși, sunteți implicați, ați militat pentru lucrurile astea. Mergem înainte. Cum adică am militat? Păi militez în fiecare zi pentru români și pentru țara asta, domnul Buzău. Nu, dar cine vă pune cineva? V-ați asumat dumneavoastră. Păi bineînțeles că mi-am asumat și nu-i normal să-mi fac rolul meu. Acum ce facem? Faceți un proces de intenție că îmi fac meseria de jurnalist și că țin cu țara și cu românii sau cum? Cu cât mai mare obiectivitate, care e rolul dumneavoastră? Păi nu înțeleg, mi-ați fragmentat ideile, nu m-ați lăsat să spun ce am de spus. Acum mă acuzați că îmi fac datoria, adică ce ați vrea, să intru în cloaca asta și să intru și eu și să-i dau langa cu politica? Încercam să vă spun ceva inteligent, știu că e greu, dar faceți-mi efort și ascultați-mă. Cunoașteți vreo societate care să fie guvernată altfel decât politic? Sume, dar ce legătură? Pura avea discursul nostru pentru numele Dumnezeu. Domnul Buzatu, de asta ați ajuns la 20% și v-au dat un șut electoral românii și la europarlamentare și la prezidențiale. Că nu știți să ascultați ce vorbește românul neimplicat. Știți, numai un joc de ăsta ieftin de electoral. Lăsați asta la o parte, sunteți foarte implicat. Păi asta vă spun, că sunt implicat în problemele românilor, nu sunt implicat în politică, cum sunteți dumneavoastră. Nu aveți nicio legătură cu problemele românilor. Nu vă interesează, aveți un salariu bun, o situație confortabilă. Ce salariu am, domnul Buza? Domnul Buza, clar, astăzi seara aveți o problemă de logică, mare o aveți. Ce salariu am, ce știți dumneavoastră cu ce mă ocup eu? Eu lucrez în privat de 22 de ani, aveți să vorbim de mine și de dumneavoastră când țara asta arde. Chiar nu vă ierșine. Eu vreau să spun două fraze despre o problemă reală și asta îi dați într-o logică de asta ca să nu-i spun. Idiot, o să mă abțin, dar nu se poate să-mi fragmentați. Nu se poate să fragmentați o discuție intrând într-o logică cel puțin lucruri care se vând foarte ieftin. Doamne Dumnezeule, ce să discut scumpe eu cu dumneavoastră, domnul Buzatu? Ce să discut cu dumneavoastră? Normal, încercam să vă spun despre problemele românilor, despre informațiile dintr-un dosar, despre o discuție în Parlament. Și dumneavoastră mă luați pe mine că ce implicare am sau cu am. Păi am o implicare profesională, domnule, dumneavoastră, nu înțelegeți nici. Hai să nu cădem în capcana să ne ducem cu discuția. Da, uite, deci am pierdut 5 minute, 10 discutând, tăim frunză la câini, ascultând pe domnul Buzatu cum îmi spune de ce rol am sau n-am eu ca jurnalist. Și că am un salariu. Da, am un salariu privat pe care mi-l dau eu la firma mea muncind. Dar de ce un jurnalist n-ar putea fi și el criticat? Mai ales când e atât de părtinitor. Păi știți de ce n-ar putea fi criticat? Pentru că de 22 de ani jurnalistul ăla cu care vorbiți dumneavoastră n-a luat un leu de la statul român, muncește numai în privat, spre deosebire de dumneavoastră, de familia dumneavoastră, de clanurile dumneavoastră, de la PSD și de la alții. Și chiar acum m-a scos din sărite. Adică acum mă judecați pe mine. Vă rog eu să vă reveniți în sărite. Păi nu am cum să-mi revin în asemenea discurs. Ajutați-ne și dumneavoastră, domnule Buzatu, să-și revină Dan Bucura. De aia ați ajuns la... Ați dus discuția în cu totul altă direcție, care nu are nicio legătură cu ce interesează pe oameni. Hai să ne întoarcem la toate discuțiile astea. Din care să înțeleagă și oamenii ceva. Da, tocmai. Asta încercam și eu, dacă mă lasă domnul Buzatu să termin două fraze. Deci spuneam așa, că pe surse avem povestea de măști de la Unifarm. Ce ne spune DNA-ul? Ce mai investigăm și noi? Ce aude și poporul suveran? Și am văzut astăzi o poziționare în Parlament a șefului politic al domnului Buzatu, care, fără să aibă mai multe date decât noi ăștia profanii, spunea clar cu subiect și predicat: Orban ai furat, ăla ai furat, ăla ai furat. Și eu acum nu vreau să... Dar când spunea Orban că PSD-ul a furat, nu v-am văzut așa indignat. Ba, m-ați văzut, domnul Buzatu, dar nu urmăriți dumneavoastră că sunteți cu uite așa sunteți. Uite așa sunteți. Știți că am fost în direct în mai multe rânduri. O să vă trimit un dosar de presă, poate îl citiți și o să vedeți și pe, când am zis și de unii și de alții, ca să dormiți liniștit. Poate vă va ajuta, vă spun ține. Ok, îmi face mare plăcere. Cu mare drag, îl trimit cu poșta la Vasul. Așa, deci din punctul ăsta de vedere, eu asta spun, se rămâne într-un discurs electoral ăla versus ăla, dar noi ce facem români, problemele reale, eu spun, s-a furat, dacă s-a furat, eu aș merge pe ideea de forțare, mediatic vorbind, cât pot eu, a instituțiilor statului, să termine mai repede această anchetă și să știm cu subiect și predicat cine a furat, pentru că pe mine mă deranjează că într-un an electoral în care noi avem alte probleme, eu aș vrea, de exemplu, să-mi întreb primarii ăștia de la București, bă, ce ați făcut 4 ani, ați făcut ceva, n-ați făcut nimic, că eu nu văd nimic pe străzile astea din capitală, să-i întreb pe aleșii de pe la Vaslui, de pe alte părți, ce ați făcut. Noi
rămâne încantonat într-o discuție, încantonați într-o discuție politică în care unii le spun altora, bă, voi ați furat, ailalți le spun altora, bă, voi ați lăsat oamenii aici și, de fapt, în esență, țara este într-o criză, s-a furat, că pe măști s-a furat, să ne înțelegem. Deci eu vă spun, poate să-mi spună cine ce zic. Până o dat definitiv și revocabil cu Ciocanu, ei poate să se mai alinte. Dar eu vă spun că pe măi s-a furat. Dar hai să trecem peste și să avem un discurs în ideea... Dacă tot trebuie să dea cineva cu Ciocanu în sala de judecată și să dea o sentință, de ce ne ocupăm noi cu comisii parlamentare, domnule Sighiar Tău, care să stabilească dacă achizițiile nu s-au făcut cum trebuie în perioada pandemiei și dacă românii sezonieri au plecat prin cine știe ce manevre la cules de sparanghel în Germania? De ce nu se ocupă justiția sau anchetele penale de lucrurile astea? Ce speră Parlamentul să obțină ținându-se ocupat cu toate lucrurile astea în vreme ce noi așteptăm o lege care să reglementeze situația bolnavilor infectați care circulă printre noi? Eu sper că instituțiile statului își fac treaba și că anchetează, chiar dacă în acest moment așa. Nu avem prea multe elemente. Și Parlamentul, doar pentru că e Parlamentul și organul suprem al statului spus, în materie de legiferare, face comisii să stabilească el vinovății pentru orice? Așa cum a spus și domnul Bucura, avem câțiva politicieni care se comportă într-un mod irresponsabil. Avem o criză foarte gravă. O criză care lasă urme, indiferent că ne place sau nu, la nivel mondial, la nivel european. Avem o criză sanitară, am avut o problemă mare cu seceta, avem o problemă cu inundațiile și acum trebuie să gestionăm o posibilă criză economică. Ei bine, astea sunt problemele reale. PSD-ul, în loc să vină cu măsuri în Parlament inteligente, sustenabile, să vină cu idei, să mai dea un telefon la un comisar, european socialist, să mai aducă ceva bani. Nu, ei vin și se ocupă de tot felul de comisii. Comisii care au un scop electoral, așa cum a spus domnul Bucura. Nu au ce face. În loc să vină cu măsuri să ajute, în loc să îndemne lumea la respectarea legii și a ordinii în această țară, dimpotrivă, ei vin și promovează tot felul de teorii conspiraționiste, care nu fac decât să pună în pericol viața oamenilor. Pentru că asta fac ei. L-am văzut și astăzi pe domnul Ponta, cu cât tupeu obraznic a venit în fața noastră fără mască. Singurul om care umbla singur prin Parlament, fără mască. Ăsta este respectul care îl arată domnul Victor Ponta față de lege. Și la fel și alți politicieni PSD. În acest moment, tot efortul oamenilor responsabili din politică trebuie să se rezume la apărarea vieții românilor, în primul rând. Iar apoi această rezolvare a crizei economice. Orice om responsabil asta face. Pentru că apoi vin și campaniile electorale, apoi vin și alegerile, au timp și ei 4 ani, 5 ani de zile să scape de domnul Buzatu. Mă refer de cei de pe stânga, de Buzatu, de alții care n-au făcut absolut nimic în județele controlate de ei. Din potrivă, au ținut țara asta în subdezvoltare. Am înțeles că vreți să-l zgândăriți pe domnul Buzatu. Păi nu vreau să-l zgândăriți, dar sincer să vă spun, domnul Mușat, sincer să vă spun, eu mă gândesc la ce oameni din Vaslui. Și sincer vă spun, mă gândesc cum trăiesc ei în subdezvoltare și cum a rămas Vaslui fără oameni care au plecat în străinătate să culeagă șparanghelul. Pentru că aici este problema, domnul Buzatu. Haideți să vedem din ce cauză, în acele comisii parlamentare, din ce cauză au plecat oamenii din Vaslui să culeagă șparanghel în altă parte. Pentru că în Oradea, în județul Bihor, vin oameni din străinătate să locuiască acolo. În județul Cluj se opresc oameni de la Vaslui și se mută în Ardeal. De ce? Pentru că acolo sunt oameni care au investit, nu care au cheltuit banii românilor în tot felul de salarii și tot felul de drumuri care nu duc nicăieri la dumneavoastră. Haideți că pomenează discuția asta cu diferența. Mască, fără mască. Avem o problemă gravă de sănătate publică. Știu că de la PSD sunt voci care nu cred în gravitatea situației și acuză guvernul că umflă cifrele. Dar există această situație de vid legislativ, acest cadou, să zicem așa, făcut de Curtea Constituțională, prin efectele sale, și anume că nu mai pot fi carantinați, internați, izolați la domiciliu, bolnavi, chiar dacă sunt certificați ca infectați cu COVID-19. Avem nevoie de o lege. S-a dus un proiect la Parlament. Cât de repede ne trebuie legea asta? Cât de repede garantează PSD că va colabora la legea asta?
Sau, dacă dimpotrivă nu e cazul, dacă ei se va opune și cu ce argumente? În primul rând, Curtea Constituțională, care văd că este acum obiectul unei propagande deșanțate, care se varsă mediatic pe toate canalele și acuză Curtea Constituțională tot felul de partipriuri politice. În al doilea rând, această manieră, eu nu cred că este de natură să întărească încrederea în instituțiile statului. Mai departe, eu cred că guvernul actual, dacă dorește să rămână în funcție și și-a asumat această responsabilitate să gestioneze, trebuie să găsească mijloacele și căile. Eu, de exemplu, mă întreb de foarte multă vreme din ce cauză noi nu discutăm despre stocurile de medicamente pentru tratarea virusului celor infectați cu virusul respectiv, din ce cauză nu luăm un alt gen de măsuri decât să tot băiguim toată ziua că stați în casă, închideți gura ca să nu ne audă domnul Iohannis, puneți masca. Haideți să fim serioși, dacă masca aceasta este un panaceu, atunci eu cred că ea ar trebui purtată obligatoriu și în somn de către toată lumea. Înțeleg ce ziceți, dar e mai bine să ajungem ca oamenii să se îmbolnăvească și să folosim stocurile de medicamente de tratare pe care le avem? Asta ne spuneți? Lăsați-mă cu logica aceasta scapă. N-ar spus explicați-ne ce ziceți dumneavoastră. Eu am vorbit aici de măsuri efective de tratare a celor infectați, de limitare a răspândirii sub diverse forme, pentru că s-a văzut că această gestiune de până acum nu a condus. Văd că tot timpul apare vârful pandemiei și tot așa mai departe, dar n-am mai ajuns la vârf, era să trecem de această pandemie și noi n-am mai atins vârful ei. Haideți să fim serioși, înțelegem foarte bine pericolul pe care îl reprezintă un virus care circulă liber, sigur, alături de mulți alți virus. Trebuie să înțelegem foarte bine că trebuie să sprijinim cercetarea, să stimulăm cercetarea, să găsească mijloace de contracarare a acțiunii acestui virus, că nu masca această portată definitiv de oameni pe tot parcursul vieții va fi soluția pentru combaterea acestui virus și tot așa mai departe. Bine, dar nu mi-ați răspuns, domnule Buzatu, la întrebarea pe care v-am pus-o direct. A venit proiectul ăsta de lege. Sunteți de acord cu el sau nu? Au apărut nenumărate date în legătură cu cantitatea de măști pe care... Hai să ne transformăm în doctori. Eu vă întrebam dacă politic vorbim... să fim ceva mai serioși. De asta vă și întreb. Politic vorbind, susțineți proiectul ăsta? De lege? Nu știu despre ce proiect e vorba. Încă o dată vă întreb. Dacă e vorba de proiectul de a închide gura oamenilor, de a-i opri, evident, este în momentul acesta un timp electoral, de a-i opri să se întâlnească, de a-i opri să discute problemele reale. Păi nu, legea era despre altceva. Legea era despre cadrul prin care persoanele infectate pot fi internate sau carantinate sau izolate la domiciliu. Nu era vorba despre interdicția, de interzicerea întâlnirilor. Unde de ce prezintă, ce anume prezintă acest proiect? Vreau să vedem, să apară în dezbaterea Parlamentului, că văd că foarte multă lume acum condamnă și parlamentarismul parlament pentru faptul că nu e de acord cu domnul Orban și cu domnul Iohannis. Dan Bucura, cum intervine toată povestea asta cu efectul deciziei CCR? Nu-i mai zic CCR-ul care a intervenit, că el zice, ia, curtea zice că n-a intervenit. Acum aș începe pe partea medicală înainte să mă duc la CCR, ca să pricepem puțin ce nu putem pricepe. Și anume, există o instituție bună, rea, contestată, cum o fie, care se numește Organizația Mondială a Sănătății, OMS, da? O știe toată lumea, care înglobează acolo toți specialiști, o bună parte din specialiștii planetei astea, problemele astea medicale. Până și acea organizație astăzi, dacă o luăm de la începutul pandemiei până în prezent, s-a contrazis de 4, 5, 6, 10 ori pe tot soiul de lucruri. E cu mască, e fără mască, e așa, e cu testare, e fără testare. Lucrurile astea ne îndeamnă pe noi ăștia profanii, care nu suntem nici epidemiologi, nici medici, nici... să înțelegem un singur lucru, că avem de-a face cu o boală, cu o nenorocire, pe care nu o cunosc nici experții. Deci, acum, cu toată simpatia, l-am urmărit, ți-ați văzut că am tăcut ca și prima dată pe domnul Buzatu, dar să vii să spui că nu e bună masca sau că nu trebuie să stea
că e de fapt rolul ca să-i punem bonuse, că nu comunică omului. Ba da, domnul Buzat, dar, cam așa ați spus. Masca e un panaceu. Păi, dacă vreți, susțineți treaba asta. Eu, în primul rând, vă spun ca puterea exemplului. Când reprezentanți importanți, cum a fost și Ponta și alții, dau semnalul poporului, bă, dați-o naibii de mască, ca să mă exprim elegant. Păi popor, omul ăla care e mai simplu, ce să înțeleagă dacă el vede pe ăla, bă, de la oraș, pe marele ăla, care aruncă masca? Concluzia adică, ta, Dan, înainte să intrăm în publicitate, e că retorica asta o să continue. A dus la scăderea numărului de infectați? Păi, eu asta vă spun, că eu, din există vreo cercetare serioasă care să ne spune că acest fapt, că purtăm toată viața masca. Păi nu există nici într-un fel, nici într-altul. Asta vă explic, păi, domnul Buzatu. Și atunci, dacă există o șansă ca ceva să ne protejeze, să nu o facem doar pentru că n-avem argumente că e 100% benefică. Adică, iertați-mă, înțeleg logica, am acuzat povestea asta cu măștile de la început, că au venit falsuri, că au venit măști de sucrat. Dar chiar să mergem pe ideea, dați-le naibii de măști, că nu vrem noi. Cred că s-au conturat niște poziții aici. Ne întoarcem în câteva momente după publicitate. Din noi ediția specială B1 TV cu invitații noștri, ne-am lămurit care e scandalul în Parlament. S-a conturat cumva și tendința următoarelor zile, cam ce fel de retorică va folosi fiecare parte. Miza e foarte mare, vedem că și din problema asta de sănătate publică s-a făcut capital politic la greu, o să vedem ce iese de aici, dar să nu uităm că ne pregătim intens de alegerile locale. Și aici se întâmplă niște lucruri stranii în ultima vreme, pe măsură ce pe partea dreaptă, iată, s-a coagulat cumva susținerea în jurul, la primăria capitalei mă refer, s-a coagulat cumva susținerea în jurul lui Nicușor Dan, se întâmplă niște lucruri în ceea ce privește PSD și zona de stânga după ce Pro-România a început acest șantaj, putem să-i spunem, la PSD, spunând că va arunca în cursă un candidat propriu, care ar putea fi chiar Victor Ponta, dar nu se știe exact. Și după ce aflăm Gabriela Firea e dispusă să vadă ce se poate negocia pentru a nu-i se reduce șansa foarte mult, vedem acum că unul dintre membrii influenței PSD, primarul sectorului 3 al capitalei, Robert Negoiță, s-a săturat de partid și spune cu subiect și predicat că va candida pe cont propriu, dacă nu cumva chiar din partea altora, din partea altei formațiuni. Un semnal important dat înainte de alegeri, Dan Bucura, mai ales cu cât domnul Negoiță este, sau era, poate, nu știu, până ieri, un apropiat al Gabrielei Firea, președintele PSD București. Ce se întâmplă aici? Probleme în paradis? Nu, se întâmplă un lucru. Se întâmplă că astăzi culeg politicienii, dar din păcate și noi, cei de pe margine, roadele unui sistem electoral ticălos pe care nimeni nu a vrut, n-a putut, nu și-a dorit să-l schimbe. Și atunci, cred că înțelegeți, mă refer la acest vot la locale, al primarilor, într-un singur tur. Și de aici vedem cât de multe negocieri, cât de multe șantaje politice, dar să nu ne ferim de cuvinte, se întâmplă, și nu doar la noi la București, ci peste tot, tocmai pentru că acest sistem încurajează acest lucru. În loc să ai două tururi, ca la un moment dat doi oameni să aibă o confruntare finală de idei, A versus B, și oamenii aia dintr-o comunitate să se îndrepte către cel care îi convinge, noi vom avea primari aleși în urma unor combinații, unor aranjamente, unor șmenuri politice. Și asta se întâmplă acum inclusiv la București. Pentru că nu s-a unit stânga, nu s-a unit dreapta, nu s-a unit nu știu ce. De fapt, toate lucrurile astea ascund niște negocieri. Ce vreți să vă spunem? Că pe partea stângă, de exemplu, Ponta arată pisica lui Firea, că zice, bă, nu vin lângă tine și dacă îmi pun candidat eu sau la sectoare sau la ce punem, o să-ți rup din electoratul tău de stânga. Ce vreți să vă spun? Că același lucru e și pe dreapta, că liberalii nu se înțeleg cu USR-ul. E același lucru. Și în loc să avem niște alegeri corecte cu confruntări de idei, ce vorbeam mai devreme, să vină unul și altul și să spună, bă, eu am fost, am făcut, sau eu n-am fost și cred că pot să fac ce n-a făcut ăla, noi asistăm la niște combinații politice, niște aranjamente și niște jocuri de astea. Mai bag la tine pe dreapta 2 ca să-ți rup și să nu câștige candidatul tău, mai bag la tine pe stânga 3 ca să nu câștigi tu, dar mie ce-mi dai ca să nu intru, dar dacă eu intru rup de la tine, asta este ca la piață, ca în obor. Asta vreau să-l întreb pe domnul Dumitru Buzatu, care e în continuare la telefon cu noi, cum își explică această ieșire a lui Robert Negoiță, ieșire și la propriu și la figurat, că pare că iese din schema PSD la localele astea,
care motivează așa, zice, toată clica asta din jurul lui Dragnea, care n-a făcut nimic, domnul Negoiță și-a dat seama după un an de când Liviu Dragnea, un an și de când Liviu Dragnea numai la butoanele partidului, că a existat o clică și niște apropiații lui Dragnea care sunt în continuare în partid și s-a săturat de ei. Cum vă explicați asta? Domnule Buzatu. Nu știu dacă ne mai auzim. Domnule Buzatu. Da. Până atunci, căutăm explicațiile aici în platou. Poate refacem legătura cu domnul Buzatu. Ce să se fi întâmplat? Și cât de valabilă e teoria lui Dan, domnule Sighiar, tău, că și pe partea cealaltă, între dumneavoastră, cei de la USR, cei de la PMP, negocierile astea sunt mai degrabă în forță și nu unele prietenoase. Bun, acum negocieri există, pentru că, așa cum a spus domnul Bucura, din păcate nu avem două tururi, așa cum era normal, ci avem un singur tur. Asta te obligă, mai ales în sectoare sau în comunități controlate de PSD, să faci alianță. Ales acolo unde primarul a pus la cale un plan prin care a reușit să subjuge părți ale comunității locale, prin clientelism politic, prin angajarea unor oameni la diferite companii de stat și așa mai departe. Pentru că firea și-a creat un electorat numai pe baza aceasta, prin angajări, prin STB, prin alte companii. Însă ne-a spus foarte clar, Partidul Național Liberal, domnul Bucura, și stimați telespectatori, a luat o decizie și a lăsat foarte mult, sau am lăsat foarte mult de la noi. În sensul că am decis să-l susținem pe Nicușor Dan, care era plasat foarte bine în sondaje. Și am dat și un semnal că toți sau toate formațiunile anti-PSD trebuie să fie în spatele lui Nicușor Dan și același lucru se întâmplă și la sectoare pentru a scăpa păi și ați reușit, de oameni care... că ați reușit să faceți asta? Acum văd că și PMP-ul cochetează sau, mă rog, aruncă în discuție varianta asta deci cu Traian Băsescu, care... Suntem în discuții cu ar putea sau n-ar putea. USR, suntem în discuții cu PMP. Varianta agreată de noi este ca toți sau toate partidele să mergem într-o alianță comună. Din păcate, trebuie să spun acest lucru, că ne blocăm în cerințele unora care nu-și doresc PMP-ul alături de noi sau nu-și doresc nu știu ce formațiune sau nu știu ce om. Deci, cred că sunt probleme, în primul rând, în interiorul USR-ului. Pentru că, din păcate, nu văd o așa mare susținere pentru Nicușor Dan și nu văd o așa mare susținere din partea USR-ului pentru a avea candidați comuni în sectoare. Bun. Pentru că dacă ne-am dorit acest lucru, am face sondaje, pentru că asta a fost și opinia noastră. Sondaje în fiecare sector, cel care stă cel mai bine în sondaje să candideze din partea Alianței Comune. Dar nu-i totuși asta... cam târziu să vorbim de sondaje când alegerile, pe lângă că trebuiau să fie, mai sunt două luni și bat la ușă, două luni jumate. Și eu, dacă o luăm așa, pe sinceritate vorbind, la PNL am văzut candidații ăștia pe sectoare acum vreo săptămână. Întreb și eu, că poate au și aia dreptate. Bă, scoți pe unii din Joben așa și zici, domnul bă, ăștia sunt candidații noștri. Adică eu știu că un primar ar trebui totuși, sau un candidat, cum o fi, să îl pregătești un an, doi, să fie aproape de comunitatea aia. Că am refăcut legătura cu domnul Buzatu și vrem să aflăm răspunsul la întrebarea de mai înainte. Suntem în linie dreaptă. Eu sper și sunt optimist că Alianța Comună la București, respectiv PNL, USR Plus, PMP, se va întâmpla. Și dacă se va întâmpla acest lucru, atunci vă asigur că cel puțin 5 sectoare se vor câștiga. Părerea mea că 6. Dar din datele la care nu se câștigă e ăsta lui Robert Negoiță. Păi da, pentru că el vrea să scape de PSD, înțelegeți? Da. Vrea să scape păi de balastul PSD-ului. Că s-ar putea să-i mergă. Numai că, tocmai asta trebuie să spunem, că domnul Negoiță a făcut parte din același partid cu domnul Buzatu. Și apropo că de asta, balastul PSD-ului nu poate da la o parte. Întrebarea de mai devreme, domnule Buzatu, dar pierdusem legătura telefonică, era următoarea. O repet, cum de Robert Negoiță și-a dat seama la un an jumate după ce Liviu Dragnea nu mai controlează PSD, că nu-i convine clica din jurul lui Dragnea, care a făcut lucruri rele și care e și acum în partid, pe acolo, neschimbată? Cum vă explicați fenomenul ăsta? E foarte simplu de explicat. Robert, ca un veritabil oportunist, a găsit acum o portiță să fugă
de responsabilitatea unei apartenențe de partid. Haideți să fim foarte serioși, că nu va avea niciun, n-a avut niciun motiv real, nici capacitatea excepțională, nici proiectele de o anvergură nemaipomenită pe care le-au respins colegii nu au determinat această atitudine, ci situația actuală, care e o situație de opoziție și nu e bine să fii în opoziție, ci dacă poți să stai tot timpul la borcanul cu miere, ca să mă exprim în tonul discuțiilor de păi până acum. Păi și ce acum suspectați că o să candideze din partea unui, din partea liberalilor care sunt la guvernare, de exemplu? Nu știu dacă din partea liberalilor sau altcuiva, dar eu nu cred că e o chestiune de onoare, de mare onoare să te dezici de aceea care au făcut posibilă, să spunem, afirmarea ta în plan politic. Da, când ziceți că fuge parte, de povara culorii... Și domnul acesta, care este domnul Sigartău, află, care, de la care am înțeles că le-a făcut o concesie extraordinară celor de la USR, au lăsat de la dânsi, adică chiar dacă au văzut că sunt mai proști, totuși noi am lăsat de la noi și l-am nominalizat pe unul. Cam ăsta este sensul spuselor. Vă dați seama... Păi a recunoscut domnul Sigartău că Nicușor Dan era plasat cel mai bine în sondaje. Pentru un cadru domnul democratic Buzatu, vă traduc. Al vieții politice. Interesul cetățenilor primează. Vrem să scăpăm PSD-ul, vrem să scăpăm București de PSD, asta vrem să facem. Bun, da, știu, dumneavoastră deține unde este PSD, este sub dezvoltare de și clientelism politic. Să decât dezastre atunci când guvernați. Pentru că dețineți monopolul interesului cetățenilor. Nu dețineți nimic, domnul Sigartău. În afară de un limbaj demagogic excesiv, nu dețineți nimic. Domnul Bozatu, haideți să fim haideți că nu mai avem timp, din păcate, sau din fericire, dacă vreți, de polemică. Asta e interminabilă. Mulțumesc foarte mult, domnul Bozatu. Mulțumesc, Robert Sigartău, Dan Bucura. Mulțumiri pentru atenție. Pe mâine.